O parte a municipiului Chișinău a fost cuprinsă de un fum dens în după-amiaza de 13 octombrie, după ce un incendiu a izbucnit la gunoiștea orășenească. Norul gros de fum s-a extins rapid, afectând orașul Vatra, cartierul Sculeni și o mare parte a sectorului Buiucani. Martorii care au distribuit imagini pe rețelele sociale au scris că mirosul înțepător a persistat până după miezul nopții, iar abia spre dimineața următoarei zile fumul a început să se risipească. Potrivit datelor oferite de către ofițerul de presă de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu, la fața locului au intervenit două echipaje de pompieri. Deși în scurt timp salvatorii au lichidat flăcările, locuitorii din zona au fost afectați de poluarea aerului pentru câteva ore bune. Deocamdată, cauza incendiului nu este cunoscută, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cum a început focul și ce riscuri mai există. A pus propriile interese mai presus de viețile altor oameni. Un șofer a șocat trecătorii după ce a ignorat în mod grosolan regulile de circulație. Incidentul a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute pe strada Liviu Deleanu din sectorul Buiucani, totul fiind surprins de o cameră de bord. În imagini se poate observa cum un șofer nu cedează trecerea unui grup de pietoni, inclusiv unei mame cu o fetiță micuță de mână, care începuseră deja traversarea regulamentară. Nu trece niciun minut până când același șofer își repetă gestul grosolan. Ca să nu cedeze trecerea unui alt grup de pietoni, acesta își schimbă brusc banda de deplasare ocolind o altă mașină care deja oprise în fața zebrei. Oamenii legii urmează să identifice și să tragă șoferul la răspundere. Menționăm că potrivit legii, neacordarea priorității pietonilor se sancționează cu o amendă de până la 1.800 de lei, plus 5 puncte de penalizare. Dacă același șofer este prins încălcând repetat aceeași regulă în decursul unui an, amenda crește până la 2.500 de lei cu suspendarea permisului de conducere pe un termen de până la 45 de zile. Un bărbat din Slobozia a trădat încrederea prietenului său după ce i-a incendiat apartamentul. Totul a avut loc în noaptea de 12 octombrie. Presa locală scrie că proprietarul apartamentului fusese internat în spital, așa că l-ar fi rugat pe un prieten să-i supravegheze locuința. Profitând de situația creată, așa numitul amic și-a invitat câțiva prieteni la o petrecere improvizată în apartament. După ce au consumat alcool împreună, oaspeții au plecat, iar bărbatul ar fi adormit în bucătărie cu o țigară aprinsă în mână. Trezindu-se mai târziu, a observat că flăcările au cuprins canapeaua, iar vântul care intra printr-o fereastră deschisă a făcut ca focul să se răspândească rapid. Speriat, acesta a alertat vecinii, iar pompierii au fost chemați de urgență. Incendiul a fost stins la scurt timp, însă bucătăria și toate bunurile din ea au fost complet distruse.